120 de elevi din județul Mehedinți au participat astăzi la școala gimnazială Constantin Negreanu din Drobeta Turnu Severin la etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească. Cerințele concursului au vizat evaluarea nivelului competențelor de documentare, de lectură și de interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră și a textului non-literar despre lume, corelate cu categoria estetică a frumosului, a adevărului și a binelui. Am decis să vin la această olimpiadă pentru că consider că orice ar fi, în orice am face, trebuie să nu gândim numai cu mintea, ci și cu inima. Și olimpiada aceasta dă această oportunitate. Pregătirea pentru olimpiada a fost temeinică, însă și emoțiile trebuie așa cum bătute în momentul acestui concurs. Eu sunt foarte bucuroasă deoarece pot să particip la acesta, pentru că mai ales în perioada sărbătorilor pascale trebuie să ne deschidem mai mult sufletul către divinitate și către frumos și să acordăm timp mai mult sufletului. Pot să spun că româna și religia se îmbină foarte bine, mai ales literatura cu religia, oarecum ne arată creația frumosului, creația prin cuvinte și creația în care îți poți deschide sufletul indiferent, prin cuvinte, chiar și prin discurs. Totul stă în cheia cuvintelor, indiferent că este literatura română normală sau religia. Și mă bucur că profesorul îndrumător m-a ajutat tare mult și mi-a deschis ochii și pe partea de religie. Eu vedeam numai literatura, dar acum pot să spun că și religia a deschis o cale nouă pentru mine. Am fost și la olimpiada de religie și am zis că să nu lipsesc la olimpiada aceasta și eu consider că m-am pregătit foarte bine. Noi, profesorii de religie, suntem bucuroși că după ce am traversat Olimpiada de religie de săptămâna trecută, îi avem acum partener pe elevi într-o dublă ipostază de copii apropiați de biserică, dar și atrași de limba și literatura română. Cumva, în sufletul lor, rugăciunea și poezia se împletesc ca ei astăzi să scrie niște lucrări, așa cum a făcut-o de fiecare dată, foarte bune și să ne impresioneze prin ceea ce ne vor transmite. Elevii își demonstrează și ne demonstrează creativitatea și dragostea pentru limba română și religie, motiv de bucurie pentru întreaga comunitate a județului Mehedinți. Le urăm succes și ne bucurăm că sunt alături de noi. Pentru a participa la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească, elevii trebuie să obțină la concursul de astăzi cel puțin 80 de puncte.